E, stați așa că abia acum am văzut revolta din online și am înțeles și motivul discuțiilor și certurilor din casa băieților. Adevărul este că astăzi am avut o zi foarte încărcată și anumite momente din emisiune efectiv le-am ratat, dar acum am aflat faptul că băieții s-au votat între ei și problema și discuția care era acum între băieți era faptul că. Albert l-a votat pe Liviu în, pentru cursa de eliminare, evident, un motiv de revoltă, și am văzut că toate părerile sunt cam la fel. Putea să voteze pe oricine altcineva care nu este într-un cuplu, dacă era să fie așa, să fie corect, nu a argumentat foarte bine acest vot și. E de înțeles ca Liviu să fie extrem de supărat. Mai mult de atât, toată lumea din totdeauna a încercat să protejeze cât mai mult cuplurile de fiecare dată când a fost votare, toți au încercat să nu dea în, în cupluri, iar Albert nu a făcut acest lucru. Și se pare că se adeverește ce au spus băieții despre Albert și anume faptul că în live spune una, în casă face alta și este duplicitar pentru că într adevăr atitudinea lui spune totul, deși în casă se face că nu pricepe și nu prea vrea să se implice pentru a nu da prost pe sticlă, cum se spune. Se pare că, într-adevăr, are un comportament duplicitar, de altfel, nimeni nu înțelege care este motivul pentru care el în continuare este în top, nu are nicio intenție cu niciuna dintre fete, a spus clar acest lucru și se poate observa. Deci, într-adevăr, este revoltător ce s-a întâmplat și din punctul meu de vedere.